Între 1969 și 1972, misiunile Apollo au trimis în total 12 astronauți pe suprafața Lunii, și asta înainte de explozia tehnologiei moderne. Atunci, de ce se pare că eforturile noastre actuale, întruchipate de programul Artemis al NASA, sunt atât de lente și complexe? Nu există un răspuns simplu, dar totul se reduce la bani, politică și priorități. Așadar, hai să vedem de ce este atât de greu să revenim pe Lună. Problemele economice. Să începem cu banii. Da, misiunile Apollo au fost extrem de reușite și extrem de costisitoare. La apogeu, NASA consuma aproximativ 5% din întregul buget federal al Statelor Unite, iar mai mult de jumătate din această sumă a fost dedicată programului Apollo. Ținând cont de inflație, întregul program Apollo ar costa peste 260 de miliarde de dolari în banii de astăzi, dacă incluzi proiectul Gemini și programul robotic lunar, care au fost precursori necesari pentru Apollo, cifra ajunge la aproape 300 de miliarde de dolari. În comparație, astăzi NASA comandă mai puțin de jumătate de procent din bugetul federal total, cu o gamă mult mai largă de priorități și directive. În ultimul deceniu, NASA a cheltuit aproximativ 90 de miliarde de dolari pentru programul Artemis. În mod natural, cu mai puțin bani destinați unei noi aselenizări, este probabil să facem progrese mai lente, chiar și cu tehnologia modernă. Chestiunile politice. Strâns legate de realitățile financiare sunt realitățile politice. În anii 1960, America se afla în plină cursă spațială, o competiție cu Uniunea Sovietică pentru a realiza cât mai multe premiere în spațiu, în special aterizarea oamenilor pe Lună. Publicul era de acord și energizat de această idee, la fel ca și legislatorii care au dirijat bugetul expansiv al NASA. Cu toate astea, acest tip de cheltuieli era profund nesustenabil. De îndată ce America a câștigat cursa spațială, publicul și-a pierdut rapid interesul, iar finanțarea NASA a scăzut. Astăzi, pur și simplu, nu există voința politică sau publică de a cheltui o asemenea sumă de bani pentru a doua încercare de a ajunge pe Lună. Această combinație de voință politică scăzută și resurse financiare mai puține a forțat NASA să ia unele decizii critice la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, decizii care afectează și astăzi programul Artemis, și anume, pe măsură ce programul navetei spațiale se încheia, administratorii NASA nu știau ce să facă cu capacitățile industriale și parteneriatele care au dus la navetă. Ei au decis să păstreze această infrastructură, reutilizând multe piese ale navetei, în special motoarele, și incorporându-le în designul Artemis. Pe de altă parte, s-ar putea argumenta că a fost o decizie corectă să păstrăm acea infrastructură și să menținem inginerii aerospațiali angajați, deoarece exact de acea bază tehnică aveam nevoie pentru a lansa recenta renaștere a companiilor private de zboruri spațiale, dar aceasta este o discuție separată. Misiunile Artemis. În cele din urmă, conceptul modern Artemis are un set de priorități mult diferit de cel al misiunilor Apollo. De exemplu, toleranța noastră la risc este mult, mult mai mică decât era în anii 1960. Misiunile Apollo au fost de-a dreptul periculoase, cu o șansă semnificativă de eșec. Într-adevăr, mai multe misiuni s-au confruntat cu dezastre. Incendiul de pe Apollo 1, care a ucis 3 astronauți, o oprire a motorului în timpul misiunii Apollo 6 și defectul de proiectare fatal care aproape a dus la moartea astronauților de pe Apollo 13. NASA, legislatorii și publicul nu sunt dispuși să își asume din nou un asemenea nivel de risc, mai ales după dezastrele Challenger și Columbia.
Misiunile Apollo au cheltuit sume enorme de bani pentru a trimite astronauți pe suprafața lunară pentru câteva zeci de ore. Aceștia au mers, au colectat câteva mostre, au pregătit câteva experimente simple și au plecat. Misiunile Artemis sunt concepute în jurul unui set complet diferit de obiective. În primul rând, astronauții vor petrece până la o săptămână pe suprafața lunară, ceea ce necesită mai multă hrană, apă, combustibil și instrumente științifice. În al doilea rând, în timp ce misiunile Apollo au tratat știința ca pe o chestie secundară, obiectivul principal fiind să îi învingă pe sovietici, investigația științifică va fi în centrul atenției în programul Artemis, ceea ce înseamnă că presupune o proiectare mai lungă și mai complexă a misiunii. În cele din urmă, intenția programului Artemis nu este doar de a readuce oamenii pe lună, ci și de a începe să construiască infrastructura necesară pentru a menține o prezență umană permanentă acolo. Totul de la depozitele de realimentare pe orbită până la selectarea siturilor pentru viitoarele colonii intră sub umbrela proiectului Artemis. Este un program mult mai complicat deoarece oferă cadrul pentru realizarea unor vise pentru generațiile viitoare. De ce este important să ne întoarcem pe Lună? În timpul celor 6 misiuni în care oamenii au ajuns pe suprafața lunară între 1969 și 1972, astronauții Apollo au colectat aproximativ 842 de kilograme de roci și pământ lunar. Analiza acestor materiale ne-a oferit indicii majore despre originea companionului ceresc al Pământului de acum 4,51 miliarde de ani, dar a dezvăluit de asemenea că Luna este o comoară. Rocile lunare conțin o multitudine de minerale cu valoare industrială ridicată. Așadar, în continuarea acestui episod, hai să aruncăm o privire la câteva exemple de primă mână despre cum ar putea ajuta viața de pe Pământ întoarcerea preconizată a omenirii pe suprafața lunară în următorii ani. Energie solară 24/7 pentru Pământ. În anii 1970, oamenii de știință au început să examineze eșantioanele lunare Apollo pentru a studia modul în care suprafața lunară ar putea fi folosită ca resursă. Unul dintre acești oameni de știință a fost fizicianul David Criswell, care a demonstrat de atunci că un sistem de energie solară bazat pe lună ar fi de fapt mai ieftin decât energia solară de pe Pământ implementat la scară globală. Cum este posibil așa ceva, având în vedere costul ridicat al lansării oamenilor și mașinilor în spațiu? Cheia este că ar fi extrem de costisitor să se dezvolte o cantitate suficientă de energie solară de pe Pământ pentru a satisface toate nevoile de energie electrică ale omenirii, deoarece energia solară la o asemenea scară ar necesita o mulțime de metal, sticlă și ciment. Dar lipsa atmosferei și a vremii pe lună înseamnă că celulele fotovoltaice construite de roboți din materiale lunare pot fi subțiri ca hârtia, spre deosebire de structurile grele necesare pentru rețelele solare de pe Pământ. Un astfel de sistem care ar fi amplasat în jurul lunii ar fi în permanență în lumina soarelui, ceea ce ar face mai ieftină colectarea energiei solare și transmiterea acesteia pe Pământ sub formă de microunde. O sursă de heliu-3 pentru energia de fuziune nucleară curată. Gazul heliu-3 este extrem de rar pe Pământ, dar abundă pe Lună și ar putea fi utilizat în reactoarele avansate de fuziune nucleară. De asemenea, heliu-3 are utilizări antiteroriste și medicale, în special în diagnosticarea diferitelor boli pulmonare. Un loc de descărcare a poluării industriale. Deoarece există minerale și oxigen în rocile și praful lunar, precum și apă înghețată în anumite locuri, Luna este un loc ideal pentru fabrici. Astfel, miliardarul Jeff Bezos
a propus relocarea acolo a unor segmente mari de industrie grea, reducând astfel cantitatea de poluare produsă pe Pământ. Radioastronomie fără interferențe de pe Pământ. Construite pe partea cealaltă a Lunii, partea satelitului care se află întotdeauna cu fața în direcția opusă Pământului, radiotelescoapele care contribuie la cunoașterea cosmosului și la căutarea semnalelor provenite de la civilizații extraterestre ar putea funcționa cu o sensibilitate și o eficiență sporite. Turismul lunar. Folosirea Lunii ca destinație pentru turiști ar putea să nu sune util inițial, având în vedere că doar cei foarte bogați și-ar putea permite astfel de călătorii în viitorul apropiat. Cu toate acestea, răsplata economică ar putea fi substanțială în ceea ce privește locurile de muncă pe care turismul lunar le-ar putea oferi pe Pământ. Mai mult, în afară de turismul propriu-zis, companiile se pregătesc să ofere divertisment lunar pentru amatorii de distracții de aici, de pe Pământ, sub forma unor mini-rovere lunare pe care oamenii le-ar putea controla din sufrageria lor doar pentru distracție. Colonii lunare. Similar cu turismul lunar, colonizarea lunară sună inițial ca o dezvoltare care i-ar ajuta doar pe acei oameni care merg, dar aflată la doar 3 zile de călătorie de Pământ, Luna ar fi un loc excelent pentru ca omenirea să devină o specie multiplanetară. Luna ar putea fi un loc în care coloniștii să se familiarizeze cu spațiul înainte ca oamenii să prindă rădăcini în locuri mai îndepărtate, cum ar fi Marte. Cu sute sau mii de oameni prosperând pe lună, pământenii ar putea găsi un anumit nivel de liniște sufletească, știind că omenirea este în măsură să supraviețuiască unei catastrofe planetare. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.